În premieră în Republica Moldova a fost lansată prima zonă de autodeservire a clienților. Acest serviciu este disponibil deocamdată doar în supermarketul Wellmart. De aceea am venit aici să văd cum funcționează aceste case cu autodeservire. Am achiziționat câteva fructe, așa după asta urmează să cumpăr și cartofi. Din păcate, la casă era foarte mare rând, așa că am decis să încerc aici să achit cu cardul, să văd cum funcționează terminalele de plată. Trebuie de ales limba, start, și introducem pâinea. Știți, este comod. Să plătești singur, vezi ce ai cumpărat și, și cât costă fiecare produs. Am cumpărat în sumă de 79 de lei și 83 de bănuți. Acum trebuie să introduc cardul. Cam atât. A durat procesul foarte ușor și rapid. Iată check-ul. Cândva eu am mai făcut lucrurile astea, dar în altă țară. Și acum îți fac și la noi. Da, eu cred că e foarte ok, pentru că, na, uneori chiar coada e foarte mare. Și e foarte bine, mai ales că sunt 6. Cam atât pot să vă spun. A fost foarte ușor să achităm cu cardul în zona de autodeservire. Nu am stat deloc în rând, mi-am economisit timpul.